cred că mi-au conturat toată viața și toate alegerile, faptul că provin dintr-o familie de sportivi, de la primul până la ultimul. Singura care nu face sport e mătușa mea, dar care și ea are un soi de competitivitate așa, care mă ajută. Cred că tot ce sunt astăzi, în marea majoritate, se datorează familiei. Mă ajută foarte mult. Eu sunt o persoană foarte ambițioasă și nu prea îmi place să pierd. Nu prea știu să pierd, recunosc. Nu știu să mă joc frumos ca toată lumea. Dar asta mă ajută oarecum și în ce fac eu pe teren și să-mi motivez colegele, să le trag după mine și, nu știu, spiritul ăsta așa de luptă, pe care tot din familie, tot de la tata l-am luat. O, da, de-abia acum, cumva spre finalul carierei, îmi dau seama cât de greu e să fii lider, cât de mult se așteaptă de la tine și atunci când poate lucrurile nu merg sau nu ești tu de vină neapărat, lumea tot către tine și îndreaptă privirea, pentru că de la tine se așteaptă, adică tu n-ai voie să greșești, n-ai voie să ai momente slabe, că ai obișnuit lumea la un anumit nivel și tu trebuie să-l ții acolo. Mi-a fost foarte greu. Mi-au trebuit mulți ani de terapie ca să pot să ajung unde sunt acum și să îmi liniștesc oarecum instinctele astea, care de multe ori erau mai puternice decât mine. Și am învățat să fac ceva bun cu ele. Asta cred că e meritul meu personal, faptul că am învățat din toată energia aia și tot puseul de energie pe care îl simt, de exemplu, în timpul meciului, să învăț să mă centrez pe ce am de făcut și totuși să-l transform în ceva bun. Să-l pun oarecum în așa fel încât să mă ajute, să mă împingă atunci când poate corpul e obosit. Din punctul meu de vedere, n-a fost niciodată o competiție între noi. Mă bucur de reușitele Alexiei, de fiecare dată când mă uit la meciurile ei. Sunt ca o bunicuță de-aia mică, așa, care se uită în fața televizorului și o bușește plânsul. Cât despre mine, eu mă lupt cu mine. Adică încerc întotdeauna să mă depășesc pe mine și să mai pun ceva acolo la victoriile mele personale, care arată foarte diferit de ce s-ar gândi lumea, probabil, de un meci câștigat sau, nu știu, de o medalie pe care o câștig. Îmi vine acum un exemplu în cap. Mult timp, nu știu, mă duceam la antrenamente și nu-mi ieșea să fac ceva anume. În timpul meciului evitam să fac lucrul ăla, de frică să nu cumva să-l greșesc sau, nu știu, când era scorul foarte strâns, zic, să nu greșesc, să nu fiu aia care să greșesc. Până când într-un final am reușit să fac treaba asta și pentru mine am pierdut meciul, dar pentru mine chestia aia a fost o reușită care mi-a dat mai multă satisfacție decât orice victorie. Am fost genul de mică, tot așa, care mi-a plăcut să mă joc orice sport. În momentul în care se termină sezonul și intru în vacanță, dacă mâine mă sună cineva, hai să ne jucăm în tenis, hai să ne jucăm în basket sau hai să ne jucăm orice, eu sunt acolo. În schimb, să nu mă pună cineva să alerg, să mă duc la sală, nu sunt genul ăla, recunosc. Dar să mă joc oricând, la orice oră. Mă joc cu nepoții mei, mă joc și acum cu mama, ne jucăm în grădină toți și la fel vine, ne mai lovește, ne mai dă câte un cot și zice, bă, mama, dar ne jucăm aici, e un joc. Păi, dar nu v-am făcut nimic, adică nebunia e în familie la toți.
În schimb, încerc să-mi petrec cât timpul cât pot, tot în sport și în sălile de volei, de basket. E o viață pe care mulți nu știu dacă au cum să o trăiască vreodată și am niște... Cred că ăsta e motivul pentru care nu vreau să mă las încă, pentru că sunt niște trăiri pe care nu cred că pot să mi le iau din nimic altceva. Da. Chiar dacă au fost făcute sacrificii, dar mă gândesc că în orice domeniu trebuie să le facem, mi-a dat o libertate, în primul rând, de gândire, să mă dezvolt, să creez, practic, că cu fiecare meci, cu fiecare sezon învăț ceva nou sau creez ceva nou cu colege diferite, antrenori diferiți. Și eu cred că asta e o libertate de care sunt foarte recunoscătoare. Durerea. Cu tine, aia e cea mai grea. Momentul în care îmi pun bariere sau am impresia că, nu știu, nu sunt îndeajuns de bună, nu am făcut ce trebuie. Aveam momente când pur și simplu mă gândeam că eu nu merit să fiu în echipa asta, că, nu știu, poate lumea mă vede mai mult decât simțeam eu că la momentul ăla eram. Și tot așa, cum spuneam, faptul că am putut să trec peste astea și să învăț ceva din ele este ceva pentru care, de care sunt foarte mândră. Și asta m-a învățat durerea, să trec peste orice. Și mă gândeam că dacă pot să trec aici, pot să trec oriunde. Mai ales că aici, fiind toată viața mea și totul se învârte în jurul carierei mele de sportivă, da, m-a ajutat foarte mult. Bucuria asta, că nu durează mult, că imediat cum ai câștigat ceva, imediat trebuie să faci încă ceva ca să poți să te menții acolo, pentru că tu poți să câștigi într-un an ceva și după aceea să uite toată lumea de tine, nu mai știe cine ești. Atunci când ești sus, toată lumea vrea să fie în jurul tău. În schimb, când e o pauză competițională sau când poate nu mai ai aceleași rezultate bune, nimeni, absolut nimeni nu mai vine să te ajute, nimeni nu mai știe de tine. Și atunci trebuie să ai destul de multe în tine ca să poți să te susții, pentru că altfel nu te susține nimeni. Ea oricum îmi spune să am grijă, dozează-te, nu îți pierde capul în momentele importante, se uită la toate meciurile, îmi face cumva analiza pe text așa după meci și e foarte importantă pentru că ea vede cumva dintr-un alt unghi, cumva al observatorului și îmi spune unde am greșit, unde mai am de lucrat, dar într-un mod foarte constructiv, da, în care mă ajută real. Bună întrebare. Cred că succesul arată diferit pentru fiecare sportiv în parte. Pentru un sportiv pot să fie, nu știu, nenumărate trofee câștigate. Pentru mine, repet, succesul înseamnă faptul că pot să fiu mândră de mine la finalul unui meci. Atunci când pierd, că pot să rămân, nu știu, centrată oarecum că e ceva de învățat din ce s-a întâmplat acolo, că pot să fac ceea ce iubesc, câștigând și bani din asta. Eu așa-l văd.